O chestiune importantă despre care s-a discutat în ultimul timp, cea legată de cooperarea în domeniul apărării și de intelligence, știți bine, cea mai mare investiție americană în Europa de Est, cea a Pentagonului făcută la Deveselu, unde a fost instalate elemente ale scutului antirachetă, investiția Pentagonului este un miliard de dolari în România, cea mai mare din toată Europa de Est. Parcurgem rapid și aceste elemente pe care ar trebui să le readucem aminte atunci când vorbim despre Statele Unite. La 12 mai 2016, România dedicată certificării capacității operaționale a sistemului de apărare anti Aegis Ashore de la baza militară de Veselu. În comunicatul final al summitului NATO de la Varșovia din iulie 2016 se anunță preluarea controlului și trecerea sub comanda NATO acilității de la Deveselu. Totodată, în urma integrării în sistemul de apărare antirachetă a NATO a facilității Aegis Ashore din România, a declarată capacitatea operațională inițială a sistemului antirachetă al Alianței Nord-Atlantice. Sistemul de la Deveselu realizat printr-o investiție de 1 miliard de dolari din bugetul GON-ului, bani care au fost cheltuiți până la ultimul cent în România. Plan de apărare este singurul de nivel strategic existent pe teritoriul României, el folosind pentru apărarea teritoriilor și populațiilor țărilor membre NATO de orice amenințare cu rachetă din afara spațiului aliat. Pentru că am abordat această chestiune și pentru că, în mod evident, cea mai serioasă și puternică ramură de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite se manifestă în domeniul militar, l-am rugat pe ministrul apărării Mihnea Motoc, un diplomat de carieră, să transmită un mesaj în exclusivitate în această seară la Antena 3 în legătură cu acest parteneriat strategic și importanța Statelor Unite în dezvoltarea militară a României și modul în care cei doi aliați din NATO, România și SUA, colaborează. Să vedem ce spune ministrul apărării Mihnea Motoc. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că mă asociați acestui important moment politic. Dați-mi voie să încep prin a mă întreba dacă sunt românii mai pro-americani decât alții. În ce mă privește, eu cred că da, în parte dată fiind geografia noastră, în parte dată fiind istoria noastră, în parte dat fiind faptul că o mică parte din România este și în Statele Unite. Statele Unite rămân prin excelență locul unde se întruchipează cel mai bine libertatea. Ideile cele mai prețioase pe care le avem despre democrație. Este țara oportunităților și orizonturilor nelimitate. Prezidențialele din Statele Unite sunt urmărite intens și în România, dar indiferent de ce vor arăta urnele în câteva ore, parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite nu are cum să nu continue, nu are cum să nu crească. Pe dimensiunea de securitate și apărare, am avansat mult prea mult în termen de construcții comune, dar mai ales de profundă încredere unii în alții, pentru a nu continua. În primul rând, și dincolo de garanțiile de securitate și politice pe care ni le conferă apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, garanții care sunt cele mai puternice din istoria noastră, să nu uităm sau să minimalizăm acest adevăr, chiar dacă el a fost foarte des repetat, dincolo de aceste garanții multilaterale, la baza siguranței noastre de astăzi stau și garanțiile politico-militare ce decurg din parteneriatul strategic cu SUA. Înainte de a realiza prezența avansată a NATO pe teritoriul românesc, așa cum se conturează ea astăzi din ce în ce mai clar, după ultima reuniune a ministrilor apărării din țările NATO, cea mai notabilă prezență militară constantă a aliaților în România e cea americană. Înainte a fost Deveselu, care este proiectul strategic al unui parteneriat strategic primordial pentru România,
de veselu este în mod evident un aport palpabil la securitatea României și a Europei. Înainte a fost Cogălnicianu, început ca un centru de tranziție pentru forțele și tehnica din Afganistan. Înainte a fost proiectul comun de dezvoltare a forțelor românești pentru operații speciale, ajunse astăzi redutabilul vector strategic pe care îl vedem. Înainte este istoria de camaraderie și solidaritate început în 2002 în Afganistan, România fiind primul aliat estic care a înțeles corect mizele mari ale efortului internațional și aliat de acolo. Mai departe, tot ce s-a stabilit la Varșovia pentru prezența avansată a NATO de-a lungul flancului estic are puține șanse de materializare fără aportul suplimentar al Americii într-un moment de răscruce pentru securitatea europeană. În tot acest proces de devenire partenerială, sunt încredințat că, la rândul său, SUA citește foarte bine rolul mare pe care aliatul său, România, e chemat să îl joace în această parte de lume și de Europa, într-un moment de încercare pentru valorile și interesele noastre comune. Toate aceste lucruri nu au cum să se piardă, ci numai cum să crească și după aceste alegeri, chiar dacă ele sunt mai disputate și mai dificile ca oricând, indiferent de rezultat. Imediat după, vom lucra cu echipa ce se va instala la Casa Albă, la Washington, pentru ducerea mai departe a parteneriatului nostru. De aceea, fără ezitare, în această seară, ca mulți dintre dumneavoastră, eu voi vota în primul rând America la prezidențiale.